Bietul animal știe că nu-i voi cu căruța în oraș. Dar copilul nu știe, că noi am spus părinții. Și părinții nu prea știu. Că nu au făcut școală sau dacă știu, ignoră, pentru că nu-și dau seama că există pedeapsă pentru asta. Și uite așa e materie. Rățeni, nu știu cum se cheamă. Sărăcie! De încoace cu toată familia caută oamenii în lada de gunoi. Oi, oi, oi. Copilul, dacă vede așa standard de viață în familie, ce repere o să aibă de viitor? Ce școală credeți că o să facă? Ce meserie o să învețe? Au găsit jucării. Se adaptează.